PSD-ul își dorește să rămână la guvernare până la prezidențiale, urmând a vedea care va fi viitorul spectru politic, pentru nu a asigura a suprapune o criză politică peste una economică, care ar fi un adevărat tsunami pentru România. Partidul Social Democrat nu va participa la niciun troc, nu va participa și nu va intra în scenariul sub nicio formă a PDR-ul, în care, să spunem, na Ministerul Finanțelor, na Ministerul Economiei și dă mie Ministerul Administrației și Interne, pentru că în scenariul meu există acea soluție în care, fără acest minister, nu pot câștiga alegeri. Adică, mai corect, nu pot frauda alegeri.